Citim doar ultimele două versete din textul programat în calendar pentru seara aceasta despre rugăciune. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetele 14 și 15. Citirea este mai lungă, vom face referință la ea de-a lungul mesajului. Citirea este începând cu versetul 5 din Matei capitolul 6, dar noi pentru început citim versetele 14 și 15 care reprezintă finalul acestui pasaj. Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre, amin. Vă rog respectos să ne ocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, în timpul care îl avem la dispoziție, doresc să poposim și să. Vorbim și să cugetăm și să predicăm despre rugăciune, despre rugăciunea autentică. Vedeți? Rugăciunea e rugăciune și predica e predică, dar uneori trebuie să predicăm despre rugăciune ca să învățăm cum să ne rugăm și să înțelegem scopul rugăciunii, principiile rugăciunii, modul potrivit de rugăciune și exprimare și așa mai departe. Mi-au rămas în minte cuvintele fratelui Isaac, printre altele, care spunea că o minte care nu lucrează, adică o minte care stă degeaba, în idle mind, o astfel de minte este atelierul de lucru al diavolului. Mintea care nu face nimic devine atelierul diavolului acolo pregătește el, e terenul lui de lucru. De aceea noi trebuie să avem o viață de rugăciune, o viață de citiri, o viață de post, o viață de părtășie cu Hristos prin Duhul Sfânt, că atunci mintea noastră este în continuu preocupată cu lucrurile lui Dumnezeu și rugăciunea așa are locul ei în această lucrare. De ocupare, preocupare a minții. De la versetul 5 din Matei 6 până la versetul 15, Domnul Hristos se ocupă de rugăciune și ne învață câteva principii ale rugăciunii sau ce este rugăciunea sau cum să fie rugăciunea, câteva aspecte ale rugăciunii în versetele, 4, versetele 5 și 6, Domnul ne arată că rugăciunea este o activitate personală, este o activitate intimă. Adică rugăciunea noastră nu este doar de ochii oamenilor. Asta era problema cărturarilor și a fariseilor. Care atunci când se rugau, se îmbrăcau într-un anumit mod și se prezentau ori la sinagogă, ori la colțurile străzilor. Acolo unde era mai multă lume, acolo unde se intersectau drumurile, ca să fie văzuți că se roagă. Domnul Hristos a condamnat un astfel de scop, un astfel de mod. Spunând că tu când te rogi, tu te rogi Domnului și trebuie să închizi ușa după tine, să nu te vadă nimeni, numai El, El te aude, El te vede, El te ascultă. Rugăciunea e o chestiune intimă. Nu este un act care să afișeze spiritualitatea noastră. Asta nu înseamnă că rugăciunea publică sau rugăciunea bisericii este interzisă sau că nu este bună deoarece observăm în viața bisericii primare și în învățăturile apostolilor că rugăciunea trebuie făcută și ucenicii și biserica se ruga și se ruga și se ruga și stăruia în rugăciune. Nu la asta se referă, ci la faptul că rugăciunea nu trebuie să fie făcută doar în public și doar de ochii oamenilor. Pentru că Dumnezeu nu privește cu plăcere spre astfel de rugăciune. Adică, un om care se roagă doar în public și nu se roagă acasă este un fățarnic. Rugăciunea începe de acasă. Now, noi am ajuns în generația în care trăim în cealaltă extremă, în care oamenii spun. Să nu ne mai rugăm în public, să nu ne mai rugăm la biserică pentru că devenim fățarnici. Noi ne rugăm acasă. Și lucrul ăsta este fals și nu e învățat de Domnul Hristos în felul acesta. Adică cineva vrea să spună că omul care are o viață de rugăciune acasă, el nu se mai poate ruga la biserică. Sau el nu are nevoie ca să se roge la biserică împreună cu poporul lui Dumnezeu. Fals. Părerea mea și modul în care eu înțeleg e că oamenii nu se mai roagă și pentru că nu se mai roagă acasă, ei nu vor să roage nici la biserică. De ce nu vin la rugăciune la biserică? Pentru că n-au rugăciune acasă. Omul care e îndrăgostit de rugăciuni, omul care se bucură în prezența lui Dumnezeu, el se bucură și singur și se bucură și cu poporul lui Dumnezeu. Vedem realitatea aceasta în Noul Testament și în Cartea Faptele Apostolilor și în învățătura apostolilor. Condamnarea Domnului Isus este pentru cei care sunt fățarnici și rugăciunea lor este doar în public și doar să fie văzută de oameni. Rugăciunea este o activitate intimă, personală. Este între noi și Dumnezeu. Fie că e făcută de toți împreună, fie că este făcută de noi acasă, în privat, în spatele unei uși închise. Rugăciunea, în al doilea rând, este o slujire răsplătită. Un lucru foarte interesant, un aspect special, deosebit, care nu-i văzut de cei mai mulți. Rugăciunea este o slujire răsplătită în sine. Nu se referă aici cuvântul la răspunsul la rugăciune ci se referă la faptul că rugăciunea, adică omul care se roagă, face o jerfă pentru Dumnezeu și jerfa asta îi va fi răsplătită. Momentul de rugăciune e un moment de jerfă a omului înaintea lui Dumnezeu. În versetele 5 și 6, finalul versetului 6, dar vedem și în 5, în 6, pentru că fățarnicii se roagă în public, ei și-au luat răsplata, și-au luat răsplata de la oameni. Oamenii i-au răsplătit în mintea lor pentru că i-au văzut rugându-se. Însă tu când te rogi dacă intri în cămăruța ta, el care vede în ascuns îți va răsplăti. Nu se referă la ascultarea rugăciunii. Adică dacă te rogi în ascuns, Domnul îți va asculta rugăciunea aceea. Nu la asta se referă, nu că lucrul ăsta nu se întâmplă, dar nu la asta se referă aici. Rugăciunea este o jerfă care în sine va fi răsplătită de Dumnezeu. Exact ca și când faci o faptă bună. De exemplu, dacă faci o faptă bună, ajuți un sărac, ajuți un om nenorocit, Dumnezeu te răsplătește pentru fapta bună. La fel rugăciunea în sine este o jerfă, așa o privește Dumnezeu. Luca 2 cu 37, cuvântul vorbește despre Ana. Ana a rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Post și rugăciuni. Rugăciunea, un act al slujirii care este răsplătit. Apocalipsa 5 cu 8, în partea a doua, având fiecare câte o lăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților jerfa sfinților, slujirea sfinților care ajung în cer. Apocalipsa 8 cu 3, tot partea a doua. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Ce trebuie să înțelegem noi? e că timpul care îl dedicăm pentru rugăciune este un timp răsplătit de Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește oamenii care se roagă. Cineva va zice, dar Domnul a ascultat rugăciunea aceea, ăla la alt aspect, ăla la alt capitol. Despre aia vorbim cu altă ocazie. Acum vorbim despre faptul că Dumnezeu privește cu plăcere. La un popor, la un om, la o ființă, care stă în rugăciune și în rugăciune, mijlocește pentru alții, mijlocește pentru familie, mijlocește pentru Israel, mijlocește pentru biserică, mijlocește pentru copii, mijlocește pentru conducerea țării, pentru conducerea bisericii, pentru mântuirea oamenilor, petrece timp înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu va răsplăti timpul acela. Nu e un timp pierdut. Unii își pun întrebarea și zic, mă, dar atâta timp la rugăciune, cum se spunea și dimineață, ce să mai spui? Ai zis rugăciunea tatăl nostru când ai fost copil, ai zis-o odată. Eu o ziceam și de două ori, și de trei ori, și de cinci ori, și de zece ori, până mama și tata și frații și terminau rugăciunea. Și tot repetam rugăciunea tatăl nostru. Și ca și copil nu puteam să pricep ce au ei de spus atât. Dar bineînțeles că după ce crești, după ce îl cunoști pe Domnul, după ce ai părtășie cu El, îți dai seama că oricât timp stai în prezența lui Dumnezeu, nu-i prea mult. Și timpul acela îl binecuvintează și îl răsplătește Dumnezeu. Deci rugăciunea este o activitate personală, intimă. Este o slujire răsplătită. Este o exprimare a inimii. Versetul 7, voi să nu fiți ca și păgânii. Păgânii aveau un mod de a se ruga, în care doar repetau anumite cuvinte pe care le-au învățat ei pe de rost, le bolboroseau, le rosteau, fără niciun scop, fără niciun sens. Și până în zilele noastre mai sunt din aceea, care tot repetă în mod mecanic, în mod automat, învățat pe de rost. Cuvinte care nu fac sens, cuvinte care n-au scop, ba unii cu mărgelele tot le numără. Îi văd și eu pe oamenii ăștia, nu îi disprețuiesc, respect modul de închinare a fiecăruia. Dar fiecare mărgea, tot o ia și tot zice ceva și tot zice și în mod mecanic tot repetă și tot repetă. Și nu are niciun sens ceea ce face, dar consideră că face un lucru bun. Ce spune Hristos Domnul? Este că rugăciunea noastră nu trebuie să fie așa. Rugăciunea noastră este un strigăt al inimii. Rugăciunea noastră se ridică din sufletul omului către Dumnezeu, în funcție de nevoia lui. Este adevărat că atunci când se întoarce un om la Dumnezeu, nu știe să se roage. Puțin știu să se roage. Și nu odată s-a întâmplat pentru cei care ați slujit și slujit să vină cineva și să vă întrebe, dar nu știu cum să mă rog. Sau am fost martor la atâți oameni care s-au convertit, care au venit în fața au, și au predat viața Domnului și au zis, dar acum eu ce zic? Cum mă rog? Și la început îl înveți și spui, auzi, în rugăciune să-ți cer iertare, să spui, Doamne Iisuse, îmi pare rău de păcatele mele, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Dar nu spui pentru că doar repeți după mine, spui dacă crezi. Rugăciunea e un strigăt al inimii. Rugăciunea ta nu e întotdeauna identică cu a mea. Acum dacă noi toți împreună rostim rugăciunea Tatăl nostru scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi, toți ne rugăm la fel și îl onorăm pe Dumnezeu la fel și nu-i niciun păcat, nu-i nicio greșeală în asta și lucrul ăsta dacă se face din când în când nu-i nicio problemă. Și de asemenea rugăciunea tatăl nostru să învățăm copiii. Dar după ce omul a crescut, după ce omul gândește, după ce omul întâmpină nevoi, bucurii, necazuri, suferințe, împliniri, Omul trebuie din sufletul lui să se exprime înaintea lui Dumnezeu și să laude pe Dumnezeu și să ceară de la Dumnezeu. O astfel de inimă curată și sinceră e bine primită înaintea lui Dumnezeu. La început nu prea știi cum să te rogi. Când te-ai întors la Domnul, cei care au venit din lume, s-au ascultat la unul și la altul cum să roagă cu tare și cu tare. Și a învățat. Yes, rugăciunea să și învață. Să știi ce cuvinte și cum să le folosești. Dar acestea trebuie să vină dintr-o inimă curată. Exact cum fratele Isaac spunea din Scriptură. Poporul cu gura, cu buzele, îi aproape de mine, dar cu inima îi departe. Așa poate să fie o rugăciune care o rugăciune citită, o rugăciune învățată, o rugăciune mecanică. Rugăciunea trebuie să fie din inimă și să fie strigătul inimii omului către Dumnezeu. O astfel de rugăciune primită este binecuvântată și de aceea fiecare rugăciune sună diferit. Pentru că tu îți exprimi bucuria într-un fel, prin vocabularul pe care îl ai, Altul își exprimă bucuria în altfel, prin vocabulare pe care îl are și datorită experienței prin care trece. Poate că vii câteodată la biserică și persoana de lângă tine plânge și se roagă încet. Și poate că nu știi ce are și zici, trece prin anumite necazuri. Ies, șanse sunt că trece prin anumite necazuri, că suferă și atunci rugăciunea va reprezenta strigătul inimii. Omul va plânge, îl vei vedea că e durut. Altul va fi cu mâinile pe sus și nu va mai putea de bucurie și nu va cere nimic, numai va lauda numele Domnului, că nu știu ce i s-a întâmplat săptămâna aia eu o primit un job de un jumătate de milion de dolari de nu știu unde, sau o primit un contract, sau eu, eu venit cea mai bună babă, sau cel mai bun moș, sau cea mai bună familie, sau mai știu eu, ceva bun, ceva frumos, sau Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, sau Domnul l-a vindecat, sau Domnul l-a umplut de har, ceva bun i s-a întâmplat și vine duminică cu mâinile pe sus, aleluia să să fie Domnul. Nu-i nimic anormal, nu-i nimic nenatural în treaba asta. Pentru că omul când vine înaintea lui Dumnezeu, el se manifestă după ceea ce are în inimă și e bine ca oamenii lui Dumnezeu să nu fie ascunși, să nu fie fățarnici, ci să fie sinceri înaintea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să plângi, plânge. Dacă te bucur, bucură-te. Dumnezeu privește la starea inimii. Rugăciunea autentică e o activitate personală, intimă, e o slujire răsplătită, este o exprimare curată, sinceră a inimii, în a patrulea rând, este o cerință simplă și clară. O cerință simplă și clară. Aici avem rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. O cerință simplă și clară. Uneori, toți ne mai facem vinovați de lucrul ăsta, că vrem să fim prea sofisticați în rugăciune. Și folosim cuvinte și expresii și mod de exprimare, mai dificil, mai greu de înțeles. Mai ales când ne rugăm în public, uneori putem cădea în panta asta. Frații, surorile, să nici nu-și da seama, oare ce-o vrut să zică, oare ce-o vrut să ceară. Mă nu l-am înțeles, S o rugat, n-am știut să zic amin, să nu zic nimic. Uneori putem să cădem în panta, pe panta aceasta. Ce înțelegem de aici e că rugăciunea trebuie să fie simplă și clară, pentru că Dumnezeu oricum cunoaște înainte ca să ne fie ieșit cuvântul de pe buze. Dumnezeu cunoaște dorința, dar dacă suntem împreună cu poporul lui Dumnezeu, ne rugăm în mod simplu și clar. Iată rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru începe cu Dumnezeu în centru. Începe cu Dumnezeu în centru. Sfințirea Lui, împărăția Lui, voia Lui. El, ale Lui sunt. Nu voia mea, nu ce doresc eu. Vreau să fac o paranteză aici. Nu vi se pare că în atâtea rugăciune ale noastre, îi cerem lui Dumnezeu ce vrem noi. Ce vrem noi, ce dorim noi. Și în rugăciunea Tatăl nostru este facă-se voia ta, voia ta, precum în cer, așa, și pe pământ. Și noi zicem așa și în viața mea, că rimează, e frumos. Voia lui, împărăția lui, sfințirea lui. Apoi, o singură cerință în rugăciunea Tatăl nostru pentru nevoile fizice și pământești, fraților. Nu știu dacă ați băgat de seamă lucrul ăsta, dar vă rog să meditați. Rugăciunea Tatăl nostru, care e un model de rugăciune. O singură cerință pentru nevoile firești și pământești. Știți care e aceea? Pâinea noastră cea de toate zilele dă ne nouă astăzi. La noi nici nu mai avem nevoie să includem partea asta în rugăciune, că o avem și pentru astăzi, o avem și pentru mâine, o avem și pentru săptămâna viitoare, este frigider, sunt două congelatoare, este pentru, este walk-in pentru, este depozit, mai este și storage, este și casco și este și Walmart. Și parcă Asta singura frază de aici nici n-ar mai fi nevoie și asta trebuie uh, reformulată pentru noi. Doamne, îți mulțumesc pentru pâinea cea de toate zilele care mi-ai dat-o și mi-o dai în fiecare zi. În rest, în rugăciunea asta, nu mai sunt cereri pentru nevoile acestui pământ. Extraordinar, în rugăciunea domnească. Ce urmează? iertarea păcatelor, dorința, dorința arzătoare, dorința necesară, dorința obligatorie, dorința de căpătâi a omului să aibă păcatele iertate. Noi credem că avem nevoie de multe lucruri în lumea asta, dar nimic nu e mai important decât iertarea de păcate și îl binecuvântăm pe Dumnezeu că într-o zi s-a îndurat de noi prin Hristos și ne-a iertat. E cel mai mare dar și e cea mai mare binecuvântare pentru omul păcătos, pentru pământian. Să meargă seara la culcare știind că are păcatele iertate, știind că e în păcat cu Dumnezeu, știind că are garantată mântuirea. Și asta e o cerință a omului Vis-a-vis -vis de păcatele lui, viața lui spirituală, omul trebuie să fie sigur că este iertat. Și apoi, o cerere, protecție de ispite. Nu ne duce, Doamne, în ispite. Doamne, păzește-mă. Nu mă lăsa să ajung în faza de unde pot să cad ușor. Nu mă lăsa să ajung acolo. Dumnezeu nu ne ispitește, dar îl rugăm pe Dumnezeu ca să ne ajute să ne ajungem în teritoriul ăla vulnerabil, în poziția aceea în care putem fi ispitiți ca să cădem. Doamne, păzește-ne! Și noi ne rugăm să ne păzească Domnul și ne păzim și noi, amin? Doamne, păzește-ne, ne păzim și noi. Mai oprim și noi telefonul, mai oprim și noi televizorul, mai închidem și noi computerul, facem și noi ce depindem. Uneori mai închidem ochii, mai închidem gura, yes? Ne păzim și noi, dar spunem, Doamne, păzește-ne. Pentru că uneori putem să cădem victime. Putem să ajungem într-o situație în care să fim foarte vulnerabili și spunem, Doamne, păzește-mă de astfel de situații ca să nu cad în ispită. Asta e dorința omului, observați? Pâinea cea de toate zilele, iertarea păcatelor, protecția de ispite și apoi încheierea rugăciunii iară Dumnezeu în centru. Împărăția Lui puterea Lui, slava Lui. Începem cu Dumnezeu și sfârșim cu Dumnezeu în rugăciunile noastre. El este centrul rugăciunii noastre. În rugăciune, voia Lui, împărăția Lui, slava Lui. El este glorificat. El este centrul vieții noastre, centrul rugăciunii noastre, centrul strigătului nostru. Nu noi. Nu noi. Dacă noi îl înălțăm pe El, dacă noi ne concentrăm la El, dacă noi căutăm voia Lui Dumnezeu, se ocupă de noi și de nevoile noastre. Și în al cincilea rând, lucru cu care am început în seara aceasta, în versetele 14 și 15, rugăciunea este precedată obligatoriu de iertarea păcatelor apropiului. Dacă ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și vrem să fim iertați, trebuie să iertăm. Nu vă spun un lucru nou, nici nu-i mare filozofie. Lucrul acesta îl știm, numai că nu-l facem întotdeauna. Dacă vrem să fim iertați, dacă vrem să avem rugăciune ascultate, trebuie să iertăm. Gândește-te la cineva care ți-a greșit. Gândește-te acum în seara asta. Chiar v-aș ruga să ridicați mâna sus dacă sunteți dintre dumneavoastră, frați sau surori, la care va a greșit cineva. Cineva va a greșit. Nu trebuie să spuneți cine. Numai dacă cineva va a greșit, să ridicați o mână să văd dacă sunt, sunt cazuri aici. Bă, aleluia, biserică de sfinți, nu greșește nimeni la nimeni. Slăviți să fie Domnul. Vă mai întreb încă o dată, nu ca să vă pun pe dumneavoastră să arătați rău, că dacă aș fi zis, dacă dumneavoastră ați greșit la cineva, poate că ați arăta rău, ar fi greu să ridici mâna, că nu mă dau eu de gol că am greșit. Întrebarea a fost dacă cineva va greșit dumneavoastră. Deci mai pun încă o dată întrebarea. Thank you. Ce facem? V-a greșit. A greșit sora. A greșit fratele, a greșit colegul. Să nu vorbesc că în familie, cine greșește mai mult? În familie. Dacă întreb pe bărbat, soția greșește mai mult. Dacă întreb pe surori, bărbatul greșește mai mult. Nu, ei își greșesc mai mult. Dacă întreb pe părinți, copiii greșesc mai mult. Dacă întreb pe copii, părinții greșesc mai mult, că părinții sunt not fair. De câte ori auziți în fiecare săptămână, this is not fair, this is not fair. Is not fair pentru că părinții sunt wrong, părinții nu știu în după mintea lor. Părinții săraci au crescut degeaba, ei nu știu cum să judece drept. Și tot timpul fac nedreptăți între copii. așa e după mintea lor, Frați și surori, trăim într-o lume în care în continuu ne greșim unii altora. Care este soluția și obligația adusă de Hristos? Care este? Iertarea. Frate, dacă nu ierți, Domnul nu te iartă. Trebuie să ierți. Ești obligat să ierți. Vrei să fii iertat? Iartă. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Rugăciunea e personală, e intimă, dar în seara asta ne rugăm cu toții. Chiar dacă ne rugăm în mod public, toți, fiecare între El și Dumnezeu. Nu mă interesează ce te rogi tu. Nu-i problema mea pentru acum, nu-i problema mea problema ta. Ata este, ata a mea este, a mea. Acum eu stau de vorbă cu Dumnezeu, chiar dacă ne rugăm toți împreună, fiecare între El și Dumnezeu. Timpul de rugăciune e răsplătit, e o jerfă, e ca tămâia care ajunge pe altarul lui Dumnezeu, în ceruri. Rugăciunea e o exprimare a inimii și în seara aceasta te chem să-ți deschizi inima. Și să te rogi după ceea ce este în inima ta. Rugăciunea trebuie să fie o cerință simplă și clară. Nu trebuie să complici lucrurile, că Dumnezeu le cunoaște oricum. Și la urma urmei nu suntem noi mari filozofi. Dumnezeu ne cunoaște inima. Și apoi, nu în ultimul rând, iertăm în seara asta. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Iertăm. Gândește-te la persoana care ți-a greșit. Gândește-te la persoana care ți-a greșit. Acum predica n-a fost despre iertare în sine. Că ar trebui să vină să-și ceară iertare. Ar trebui să vină să spună că nu mai face niciodată. Ar trebui să vină și să se îndrepte. Asta e problema între el și Dumnezeu să facă lucrul ăsta. Problema ta e să ierți. Doamne, ajută-ne! Ne rugăm cu toată adunarea și mulțumim Domnului!